Bun venit la Călăraș! Bun venit la Călăraș! La grădinița Doremicei din Călăraș, bulgăreala mult așteptată era întoi. Mai joacă zăpada. Da? Da. Și după asta ce faci? Mă duc în grupă. În grupă cum e? Bine. Copiii s-au bucurat de zăpadă, iar educatorii i-au urmărit fără grijă, pentru că după ce intră în clădirea, care arată ca o căsuță din desenele animate, frigul este imediat învins. Grădinița este construită așa încât nici cele mai geroase ierni nu ar răci încăperile, deși nicăieri acolo nu vezi vreun calorifer. Spuneați că ați început sezonul de încălzire aici abia recent, la sfârșit de decembrie, când toate grădinițele încă din octombrie se încălzesc. De ce atât de târziu? Pentru că căldura venea de la geotermală. Deci noi începem căldura atunci când este minus 5, suprafața este minus 5 grade, pentru că atunci geotermalele, dacă temperatura este mai jos de minus 5 și nu pot să dea căldura din pământ. Așadar, sistemul geotermal absoarbe energie din pământ și o transformă în căldură. Soarele încălzește panourile fotovoltaice și oferă apă caldă, iar când gerul este nemilos, este pornită casangeria pe bază de peleți. Copiii noștri o să prețuiască natura și o să înțeleagă că de la natură, cu cât vom fi mai atenți cu ea, putem să luăm lucruri bune. Încăperile spațioase păstrează căldura pentru că pereții sunt bine izolați. Și nici geamurile mari prin care se vede tot orașul nu o lasă să se strecoare afară. Sunt în trei rânduri. Iarna ne dau căldură, geamurile este mari și vara avem umbră. Deci niciodată nu vine soarele la copii. Grădinița Doremicii a fost construită în anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat în cea mai mare parte de guvernul Germaniei, care a investit peste 1 milion de euro, de la temelie până la acoperiș. A finanțat de peste 1.157.000 de euro, plus contribuția primăriei a fost de peste 650.000 care au fost mobilier pentru instituție. Și este o grădiniță construită de tip casă pasivă și ce este unicală în Republica Moldova și în țările vecine. Cu sprijinul guvernului Germaniei a fost reconstruit și sistemul de încălzire al Spitalului Raional din Călăraș. Renovarea cazangeriei vechi cu reparația încăperii, instalarea a 3 cazane noi, plus 40 de colectoare solare pentru apă caldă menajeră. Acest program ne-a dus în jurul la 20% de economie. Nu avem probleme cu căldura, iată, ne vedeți, suntem în haine scurte, 24 din 24 este apă caldă. Iar anul acesta a început un alt proiect ambițios. Reabilitarea țelilor de apă și canalizare sectorul centru este un proiect în valoare de 2,2 milioane de euro, finanțat prin intermediul GIZ și Uniunea Europeană. La moment proiectul este în execuție. Sperăm în primul trimestru 22 să-l finalizăm. Primarul spune că schimbările se vor vedea și în facturile locuitorilor. Pe viitor, după implementarea acestui proiect frumos, mare, să minimizăm cheltuielile maximal posibil, inclusiv să reflectăm costul de preț care l-a chit consumator. Cu sprijinul Uniunii Europene, la Călăraș au fost iluminate străzile pe o distanță de 20 de kilometri, cu un sistem inteligent și econom, iar în curând va fi construit un stadion. Și alte proiecte prind contur, pentru ca, până vor crește picii de la Doremicii, Călărașul să fie mai modern.